Salutare tuturor și ne am găsit la un nou episod. Data asta vom bate un Goblin Army. Suntem alături de Full Gamers. Salut. Și tocmai ce am venit din junglă și o să lăsăm toate itemele acasă. Am găsit un slime statue. Am mai găsit mai multe chestii. O să facem și un Emerald Hook pentru Gamers. Haide, dă și tu un ăștia. Mă, acum? Ești? Da, pe eu puneam un chest. Harpun. Am luat un harpun. Ia când... A, 26 range de damage, da. Și și automat. Ia uite cum dau cu harpun. Harponul de harpun. Harpun. Păi și dacă batem toate astea, ce primim? Primim ceva? Se termină evenimentul, dar mi se pare că la unii monștri o să au șansă să pice un arc sau nu mai știu ce. Mai multe chestii. Dar șanse mici, de 0. Dar trebuie să terminăm ca să nu se mai spawneze. Uite, vezi acolo în dreapta? Da, da, văd. Ia stai mă, stau și cu arcul. Tu le dai cel mai mult damage cu arma aia ta. Da. Care a dat 35 gold pe ea. Ia, vină în casă că sunt mulți aici. Te aștept acum să-i spară pe ăștia. Hai că am văzut. Nu, încă cade la Hare Shark. Oricum e praf, da. Da, hai să nu mai vorbim urât la mine, Lipsa. Știi să-i deschid ușa, s-o mor. Așa, păi ia stai să las banii. Am 19 gold la mine. Foarte mulți bani. Bun. Ar trebui să folosim mai mult acum un magic, pentru că dă și asta mult de magic. Eu cu asta îmi iau, e doar să-l dă mult de magic. Cine zici 6% avea? Uite mă, de exemplu ăla de sus, uite că... Așa. Mamă, ce zici? Am rămân fără muniție, da? Las că luăm. Mai luăm, oricum, că sunt ieftine clanțele. Mi se pare că de la goblin ăsta o să dea un discount card și o să folosim mereu și o să coste mai puțin itemele. De exemplu, ăla costa 35 și cu ăla dădea vreo 30, ceva în genul ăsta, de gold. Mai avem puțin din bătălia asta. Ei, sunt partea asta, mă, eu mă uitam în partea de aici. Mă, dar de ce nu-ți bagi slime stuff-ul ăla? Păi, uite, vezi? Uite, vezi că dă ceva de damage în ei? A, gata, mi s-a terminat toată muniția. Păi, du-te și tu la arms dealer și ia-ți. Nu știu că dau cu arcul ăla. Tu nu știi care e arms dealer. M-ai prins. E un NPC. Da, cu arcul. Gata, am bătut. Te mai simt de ce niște porcări oare de astea. Da, omoară că nu se mai spawnează deloc. Dar tu unde ești? A, te văd pe hartă cu capul ăla de albină. Așa, hai să mergem. Pălăria mea, mă o să face? Ba da, foarte mult. Originală. Ia și tu acest Emerald Hook și dă-i click dreapta pe el. Nu în aer. Păi cum? Așa, ți l-a băgat acolo și acum dă-i pe E. Și cum dă în alte părți. Unde ți-i mouse-ul, acolo se duce. Dar cum mă desprind el? Dai tot E. Mă, nu merge să dau tot E. Sau Enter. Nu, Space. Da, Space. Space. Și da, acum ca să mergem mai rapid o să folosim ăsta. De exemplu, vrei să te agăstea aia?
Te dai așa, pac. Pac. Am 49 gold. Da? 14 gold. 49 și habar n-am ce am spus asta. Trebuie să-mi faci de la cum niște muniție pentru... Ai gold coin? Da. Păi bagă-l în chest, cum o să-ți iau. Uite, vezi aici, în primul chest. În primul chest de acolo, de la mine. Acolo sunt banii în colț, dreapta. 43 am total. Asta e, cumpăr eu. Nu știu, câte să-ți iau. Am băgat tot ce am avut eu, adică toți banii. Bra. Am băgat. Așa, ce să mai vinde? Te iau 2000 de glonțe. Oh. Sper să-ți ajungă, da. Nu sunt foarte nu multe. Nu cred că o să-mi ajungă, dar... Aia, să ți le fac și... De fapt... nu ți le fac acum. Poți să le faci mai... A, dar nu, nici nu poți. Acum dau seama. Trebuie să luăm meteoritul ăla și din alea o să facem blocuri. Ești tu o sabie mai bună, dacă n-ai ce face cu... Nu am ce, mă, cu... O facem, cum se numește, facem lingouri și de acolo o să, ce? Mă, nu mai lua alea. Ce să nu iau? Păi, tu iei niște chestii, dar nu dai seama. Păi, nu contează slab. Da, hai să-mi las, că am foarte multe iteme la mine. Așa. Mi-a lăsat acolo un chest, am băgat antic, da, acolo. Da, 43 gold, hai că e bine. Hermes Boots. Da, deci acum eu să am Hermes Boots și ce o să de fapt o să-i păstrez eu, că tu cred că ai destule. Uite, vezi, am viteza mult mai mare acum. Ia uite, vezi cum face animație? Wow, aha. Și am viteza mare. Permanent? Permanent? Da. Vrei să-i dau ție? Oricum. Nu, ține tu. Eu știu să merg cu hook-ul. Dacă ai hook-ul, poți să te agăți așa de pământ și să mergi mult mai rapid. Păi da. No, hai că-i păstrez eu. Bun. Stai să fac și... Cred că pot să fac niște papuci de gold. Să-i fac. Ne, nu pot face. Tu ai gold bar la tine? Nu. Am pus așa mult, am pus în chest. Ia să vedem în chesturile astea. Uite, în trebuie. În ultimul par, mi se. Da, sunt doar 3 bucăți, nu avem ce să facem. Mi se pare că îmi trebuia 20 și eu am 17. Acum stai, ești tu gloanțele. Acum, aștept un pic. Cred că le-ai luat aștept deja. Mhm. Bun, gata. Așteaptă. Păi și unde le bag, ziceam că nu, uite așa. A, da, uite, mi-apare. Așa. Sigur să-mi ajungă. Deși nu e prea mult, dar... Uite-a. Mă, ai o chestie care nu dă nimic bun. Ia uite-te în ce ai tu. Adică? În accesorii. Te uiți la accesorii și îmi zici ce ai. Crimson helmet? Nu, crimson. Nu la armură, la accesorii, mai jos. Violent climbing claws. După rush aglet. Și... Da, dă agletul mie. Și în schimbul lui pui anklet of the wind asta. Așa. Pune aia, Anklet of the Wind. E ce face? Îți dă 10 movement speed și asta îți dădea 5. Îmi mergi mai repede. Și tu mai am Armored Cloud in a battle. Aia e bună, da? Dai să las poțiunile acasă. Cred că în episodul următor o să batem Skeletronul. Dinamita, bombe... Da, hai să mergem pe drum. Vino. Cât te-ai filmat? Ia stați așa. 9 minute. Da, hai să mergem. Vino după mine. Tu du-te în față, că eu am viteză mare. Oh. Știe gamer ăsta acum. Nu ai hook-ul ăla. Și hook-ul ăla al tău e mai bun ca al meu. Te-am dat mai bun. Adică aduce distanța e mai mare. Care ajunge la el. Dar nu mai folosi pe drum, că e mai greu, nu știu, nici eu nu folosesc. De prea mult. Mă trag?
Atrag. Pentru că nu prea mă pricep să-l folosesc pe drum. O să nu știu să-l folosești. Hai, dar nici tu nu mai folosi. Mai bine mergi direct, că mai multe încurici în el. Haide. Haide, mă. De ce nu? Nu contează. Mă, ai la tine cumva star, sunt niște stele galbene. Le-am băgat acolo în chest, două erau. Trebuia vreo trei ca să mai fac o daie de mană, sau mai multă mană. Ia să te văd. Aolo. Trebuie să pui, să ții mâna pe blocul ăla, iau ce urcă el. Așa, bun. La fix ai dat. Profesionist. E la leagă. Ce cuvinte aveai pe tine? Haide. Ia uite, profesionist acum. Trebuie să găsim un water bolt în dungeon și o să bate mai ușor. La... Deci noi acum ne pregătim să facem scheletul, nu? Da. Dar o să te las, omoră, să vezi și tu cum e în dungeon, pentru că noi în dungeon este un gardian și nu las să intrăm. Și noi ca să trecem de el, o să batem ceva. Și tu acum nu o să vezi ăla, dar o să te las să-l vezi. Pentru că după nu mai vezi gardianul, pentru că nu mai apare. O să intri în ăla și o să iasă gardianul la tine să vezi cum ești, după te teleportezi înapoi. Păi e chiar bine posibilitatea asta de teleportare, că te duci imediat. Acum să vedem dacă este dungeon în partea asta, că s-ar putea să fie la sfârșitul părții din dreapta, de la casa noastră. Dar oricum, noi mergem să luăm meteoritul ăla. Eu cred că mă duc în față, te las pe tine în spate, nu știu. Că oricum trebuie să minez acolo și mai greu. Dar de fapt am bombe. Păi și la ce te rute meteoritul ăla? Păi fac armură din el și eventual fac pentru tine gloanțe. Și armura e mai bun decât asta din Crimson? Nu, e cam la fel. Dar e mai mult specială pentru magic, a ta e pentru toate a ta, da? Adică e la fel de bună pentru toate și magic și... Da, e ca la fel oricum. Și să nu mai dai toate itemele bune mie. Da, cineva ne-a zis în comentarii să nu îi mai dau lui itemele bune pentru că... Slab. Pentru că el e începător, da, le dau lui palea mai bune. Adică în cazuri în care el se bate cu cineva, trebuie să aibă armele mai bune, pentru că e începător și nu știe cum se... Da, nu știu exact cum să explic, dar cred că ați înțeles. Da. Trebuie, adică nu știu cum să mă bat și îmi trebuie mai mult defense, adică până mă învăț. Ca dacă mă bat să nu rămân low și să mor. Și toate chestiile astea bune mă ajută să nu mor. De-aia îmi dă mie astea mai puternice până mă învăț gen să rup cu toate ăștia. Da, nu-mi dă chiar toate itemele bune mie și mai ține și pentru el, deci nu e problema să ieșim. Hai că ești aproape la... Ia uite-mă, iar un scopul ăsta. Păi, lui de... Mă, noroc că am dat poțiunea, că eram mort. În ultima secundă am dat poțiunea. Ia, pune și tu un foc jos. Știi cum? Să faci un campfire? Nu, nu tortă, mă. Și cum, wow! Un dar. Am învățat și eu din greșeală și fix atunci s-o băga torța. Cum se numește? Un campfire. Caută, dă-i, deschide ăla, dă-i pe crafting, deschide inventarul. Dar nu am cum să-l fac. Ce nu ai cum să faci? Nu am cum să fac, adică nu am itemele. Ai lemn la tine și torțe? Nu. Ai 10 bucăți de lemn? Nu. A, ia că oricum niciunul.
Mamă, am apăsat în loc să fost pe item la topor, am apăsat pe ăla, ce e? Și o să mă înveți tu, oare, că eu nu știu nimic despre craftat, deci... Ce-ai făcut, mă? Ce, mă? Tu răm... Am secat. Dar nu te teme, mă, că mai teleportez la tine. Dar nu știu dacă ar fi bine să te teleportezi. Adică? Păi nu știu exact cum să zic, adică dungeon-ul poate să nu fie aici. Și dacă nu e, vii degeaba. Atunci stau aici sau...? De fapt, vin și mă ajut să mai bați monștri ăștia. Și să iau lemn până atunci din chest. Gata. Așa, acum iau pe alea la mine. Apăs M. Tomau. Așa. Ce mă enervează căcaturile astea? Astea încă vine un spre tine. Și alea te omoară. Hai să fac un campfire. Da, fă un campfire. Ia-l și-l pui jos. Da, da, am înțeles. Așa, bravo. Bun. Sticky bomb. A, e dungeon-ul aici. A, deci e perfect. Bine că am venit. Aul, dar oricum trebuie să mă întorc acasă. Dar tu stai aici. Și da, eu... Da, tu ține poțiunea asta. Așteaptă, ține-o. A, da, am și eu una. Sau hai cu eu. 3. Aia. O să lași în chest. Am nu, două... se-mi aduc și mie una. Nu, s-o lasă, le ții. Păi oricum, dacă mori... Sau... Am spunez acasă și sunt chest, da. Dar vezi că las în ultimul chest două poțiuni. Și două păstrez eu, hai. Stai așa. Deci în primul rând trebuie să facem multe bucăți de meteorit, am 250 de minereuri și am 86 de lingouri. Ia, meteor, armor și da, ce dă armura mea? Dă 5 defense casca și 7 increase magic damage fiecare bucată, deci îmi dă 21 magic damage în plus. Și 5 defense toate și 6 chestplate-ul. Și acum mi-a crescut viața cu... Am 17 eu și dau 26 cu staff-ul și dădeam înainte 22. Și staff-ul fiind ăla care trăgeam eu cu ruby staff-ul. Trăgeam niște chestii și am și un space gun aici care o să-l iau. Chiar dacă unui oameni zic că e prea OP și ar trebui fi... Mor. Dă H, poțiune. Am scăpat. Nu, s-o pute că nu. Dă H pe poțiune. A, te... Hoai, cum a scăpat? Două dei H. Nu. Ai murit? Ce neba s-a întâmplat? Mi-e scade, mi-arată că viața ta scade. Joc 2002. Da. Hai că mergem din nou. Și... Yeah. Uite, armura mea ia foc. Dar cred că... Cât ai filmat ea? Ia stați așa... 18 minute. Bun, lumea, o să închem aici și revenim în episodul următor. Pa!